Mănăstirea nemțeană Petru Vode continuă, indiferent de anotimp, să fie o atracție pentru credincioșii din întreaga țară, care vin să se închine la mormântul arhimandritului Iustin Pârvu, făcătorul de minuni. Pelerinii spun că vin de ani de zile din cele mai îndepărtate colțuri ale țării pentru că s-au convins de puterile miraculoase ale părintelui Iustin Pârvu, care, din mormânt, poate să rezolve problemele celor care cred în Dumnezeu și în minunile acestuia. Aseară mi-a zis cineva că da, e vorba de o minune, că chiar părintele e stareț, mi se pare că vorbe de... Da. Ce a zis? Ce se întâmplase? Da, la față, parcă... Da. Aici, la Raclă. Da. Era mai uscată zona respectivă? Da, da. Da. Ați mai auzit și de alte minuni? Nu, ce să mai zic. Da, a mai fost cândva o problemă, dar nu, era în cimitir, alt. Dar vă rugați, simțiți ceva aparte când veniți aici, pentru că veniți să vă legați des. Da. Oricum, se cunoaște. Când trecem de la mormântul părintelui, se cunoaște că... Mănăstirea Petru Vode este o mănăstire ortodoxă care aparține administrativ de Arhiepiscopia Iașilor. Ea este cunoscută ca centru de pelerinaj și turism ecumenic, dar și pentru caracterul de memorial al martirilor din temnițele regimului comunist. Aici au viețuit personalități relevante ale ortodoxismului românesc, ca arhimandritul Iustin Pârvu, părintele Atanasie Ștefănescu sau preotul Gheorghe Calciu Dumitrasa. Călugării de la Petru Vode s-au implicat și într-o serie de controverse contemporane pe tema pașa poartelor biometrice sau pe tema exploatării gazelor de șist.